Pleacă odată! Lasă-mă să-mi iau copii. Nu-ți iei niciun copil, o să aibă grijă, ține știe. Hai, pleacă de aici, pleacă de aici! Eu sunt Elena. Vă rog frumos să mă ajutați, nu știu ce să fac. Tu ești cel mai bun om pe care l-am avut eu vreodată în viața mea la magazin. Îmi cer mii de scuze că sunt atât de direct. Poți să te invit la o cafea? Sper că nu l-ai refuzat. Dacă ar ști tanti Lia ce-mi doresc eu mai mult și mai mult. Dar de ce nu mă lași niciodată să ies afară și ziua din curte? Tu cine ești? Nu știam că Nea Costin are copii. Nu are. Sunt invizibil. Elena, vrei să fii soția mea? Am fost prea bun cu tine și ți-ai bătut jo de mine. De acum încolo nu mai ești din pot decât te strig eu și nu mai ești afară în curte, nici măcar noaptea. Cum dorme puiuțul, da? Bună, Vivi, ce faci? Bine fac, tu ce faci? Îl treabă diriga de tine și a zis că dacă nu vin nici luni, te lasă repetentă. Elena, ai peste 40 de absențe. Ce se întâmplă? Sper să pot să vin luni. Am o problemă de familie și m-a rugat tata să-l ajut. Dar ce problemă ai? Doar nu vrei să rămâi repetentă. Pe bune? Nu pot să-ți spun chiar acum. Dar dacă vine tata și rezolvăm problema, o să vin la școală să recuperez. Nu știu, mai, eu zic să vii dacă nu vrei să ajungi și tu să-ți rupi spatele prin Spania. Hai că te mai ajut și eu dacă e nevoie. Îți mulțumesc, dar nu ai cu ce să mă ajuți. Bine. Dar îmi promiți că dacă e ceva... Trebuie să plec, pa. Ce bine miroase. Asta da prin mine. Ei! Ai și venit? Ei, ce stai așa? Nu te bucuri că mă vezi? Cum să nu? Păi, hai! Vino să mă pupi și pune și mie o farfurie, că mi-e o foame. N-am mâncat dinainte să intrăm în țară. Bine ai venit. Da. Trebuie să-ți spun ceva. Ce? Nu poți să-mi spui la masă? Nu, e mai bine să-ți spun acum. Păi zic că mi-e o foame de nu te văd. Am făcut o mare greșeală. Ce ai făcut? Am vrut să-ți spun la telefon, dar mi-a fost prea frică. Zi, mă, ce ai făcut? Ideea e că acum câteva luni am un copilaș. Hai mă, termină cu prostiile. Zi, ce ai făcut? Nu glumesc. Mă, nenorocită, cum ai putut să faci așa ceva? A fost o greșeală, n-am vrut să se ajungă până aici. Și apoi a fost prea târziu. Dar e copilul meu și o să am grijă de el. O să merg și la școală și o să am și grijă de el. Să mergi la școală? La ce ți-a folosit? De ce ai făcut? Trebuia să te iau cu mine la muncă. Ha! Te-am lăsat acasă să mă faci de râs pe stradă. Te rog, nu mai țipa. Îl trezești pe Cristian. Oh, i-ai pus și nume acum. Numele tatălui, știi? Ha? Zi-mă numele tău, știi sau nu știi? Da, eu un băiat din București. Am fost la discotecă împreună și... am băut și am fost la rău. Îl cheamă Marius. De atunci nu l-am mai văzut. Și proastă și bețivă să dispar de aici. Să dispar de aici. Dispar din casa mea. Să pleci de aici, să nu te mai văd. Să nu te mai văd. Pleacă din casa mea. Pleacă odată. Lasă-mă să-mi iau copii. Nu ți iei niciun copil. O să aibă grijă, ține știe. Hai, pleacă de aici. Pleacă de aici. Dacă mai trăia mama, nu s-ar fi purtat așa. N-ai decât să duci după ea. Auzi? Dispari. Dispar din casa asta. Dispar de aici. Dispar din casa mea. Hai de mine. Vivi, am nevoie de ajutorul tău. Ce-i cu tine? De ce plângi? A venit tata acasă și m-a dat afară.
cum adică să te dai afară? Vivi, trebuie să spun ceva, dar promite că nu mai spui la nimeni. Promit, normal. Am fost însărcinată și am născut un copil așa cum 2 săptămâni. Poftim? N-am vrut să spun nimănui. Am ascuns sarcina, de asta nici n-am venit la școală. Nu știu ce să fac. Tata m-a dat afară și a spus că nu vrea să mă mai vadă niciodată. Mi-a luat și copilul. Hai, nu mai plânge, o rezolvăm noi cumva. Vreau să-l iau cu mine, dar nu știu ce să fac. Știi ceva? Am o idee. Tu mai ții minte pe mătușa Lia de la Ploiești? Nu știu. Are un magazin și căuta pe cineva de încredere să o ajute la vânzare. Dacă vrei, poți să vorbesc pentru tine și poți să mergi să lucrezi și poți să și stai la ea. Mulțumesc din suflet, dar promitem că nu mai spui la nimeni. E frică de tata și nu știu ce o să facă dacă se află. Normal că nu spun nimănui. Ești ca o soră pentru mine. Îmi pare așa de rău de problemele prin care treci. Chiar sper să-ți placă de mătușa Lia. Îți mulțumesc din suflet. Am închis! Bună seara! Bună seara! Pot să intru puțin? Ce s-a întâmplat? Eu sunt Elena, prietena Vivianei. Mi-a spus că a vorbit cu dumneavoastră. Da, așa e. Viviana mi-a povestit totul. Vă rog frumos să mă ajutați. Nu știu ce să fac. Pot să spăl, să mătur, să șterg praful. Doar vă rog din suflet să mă ajutați. Nu mă dați și dumneavoastră afară. Nu știu ce să mai fac. Nu am opțiuni. Vă rog frumos. Draga mea, gata. Gata. Liniștește-te, da? Mergi cu mine acasă, faci o baie, mâncăm ceva bun și apoi povestim, da? Da. Te-ai liniștit? Sigur? Hai. Poftim. Mulțumesc. Mâine mergem în oraș să-ți cumpăr niște haine. Trebuie să ai o anumită ținută la magazin. Vă mulțumesc. Cu multă plăcere. Eu nu știu de unde să te iau. Viviana nu mi-a spus prea multe despre tine. Tu, de fapt, de ce ai plecat de acasă? Mama mea a murit acum câțiva ani și de atunci m-a crescut tata. El nu știe că sunt aici. N-aș vrea să afle vreodată. Draga mea, eu, la 15 ani, am plecat de acasă cu prietenul meu de atunci. Sigur că erau alte vremuri, nu zic că am făcut bine, dar să știi că eu te înțeleg și nu te judec. Vă mulțumesc, doamna Lia. Cu multă plăcere, dar... Dacă te-ai hotărât să vii, să știi că e de muncă. Sunt dispusă să lucrez orice. Sigur? Da. Sigur, sigur? Da. Bine, atunci mănâncă liniștită, hai, culcă-te, că mâine dimineață la prima oră ne trezim. Noapte bună, draga mea. Noapte bună, doamna Lia. Aoleu, ai grijă. Nu prea știi să mergi pe tocuri. Nu, dar o să învăț. Să știi că eu aici, la magazin, am nevoie de cineva care să-mi atragă clienții, să țină curățenia și, foarte important, să nu fure. Înțelegi? Puteți să aveți tot încrederea în mine. Asta că o să văd eu ce încredere pot să am. Până una alta, să știi că ai 24 de ore să faci curat în tot magazinul, să mă ajuți cu inventarul și cu bilanțul încasărilor pe luna trecută. În regulă? Fac orice este nevoie. Bine. Doar că n-am mai făcut asta până acum. Ce n-ai mai făcut? N-ai mai făcut curățenie sau ce? Ba da, nu e vorba despre asta. Dar inventarul, bilanțul, asta? Da. Da, lasă, stai liniștită, că o să vezi că nu-i mare lucru. Bine, e în regulă. Du-te și schimbă-ți pantofii, oricum închidem pentru inventar, da? Hai. Mulțumesc. Hai. Ai grijă să nu-ți scântești vreo gleznă. Ai grijă.
dar ce-i cu tine? Parcă mănânci cu noduri, nu-ți place? Nu pot să mănânc până nu-mi spuneți cum am descurcat. Simt că viitorul meu depinde de asta. Nu mi-a spus nimic de când am venit de la magazin. Elena, tu ești cel mai bun om pe care l-am avut eu vreodată în viața mea la magazin. Pentru că ești cinstită, ești ordonată, ești muncitoare și foarte important că te pricep la matematică. Vorbiți serios. Foarte serios, numai serios vorbesc, să știu. Ce fericită sunt. Asta înseamnă că rămân? Asta înseamnă că... Eu am aici două chei. Vezi? Asta este de la magazin și cealaltă este de la camera în care am biblioteca. Sunt ale tale. Și m-am gândit așa. Vei continua să vii la magazin, bineînțeles. Însă eu cred că tu meriți mult mai mult de la viață și m-am gândit că e bine să-ți continui și școala. Ce zici tu de propunerea mea? Vă mulțumesc din suflet. Hai, lasă. Nu să ne socotim altă dată. Hai, pune mâna și mănâncă. Bună ziua, Tantilia, ce faceți? Hei, bună, dar ce cu tine? Nu trebuia să fii la facultate? Am terminat. Gata. Ai terminat? Da, am predat lucrarea finală. Oho, felicitări, dragă! Măi, atunci trebuie să sărbătorim? Bravo, mă bucur pentru doar tine. Doar după muncă. Tu ești conștiincioasă ca întotdeauna. Dacă tot ai venit, merg și eu un pic până la bancă, rămâi aici? Sigur, mergeți. Da? Da? Și am o rugăminte la tine. Îmi treci mie în caiet codurile? Mergeți. Ai grijă, da? Felicitări. Mulțumesc. Hai. Succes, mă întorc imediat. Succes.